În căutare de costume bărbătești ieftine la APACA. Zilele trecute am fost cu al meu iubit în căutare de haine. Ne interesau costumele bărbătești ieftine, adică na, nu toată lumea ieftin. Nu vreau să cumpărăm neapărat pe loc, ci numai să ne facem o idee de prețuri, ca să știm cum să ne pregătim în materie de achiziție, costume de mire și rochițe de ocazie / mireasă. Eu aveam cam zero șanse să-mi iau ceva, dat fiindcă în ultimele două luni greutatea mea s-a modificat considerabil și ok. Totuși, din solidaritate, cred, să mai amâne și el cumpărarea costumului de mire. Iar cu banii strânși, până acum am preferat să achităm întreaga mea de mire, ok. Excursia asta a fost încă o confirmare a faptului că mi-am ales corect bărbatul, pe sufletul meu, pasionat de reduceri, virgulă ca și mine, virgulă și spun asta pentru că el a fost cu ideea de a merge la APACA, fosta fabrică de textile de vis-a-vis de complexul meu. Pentru cei interesați, atât și intrarea pe harta Google, să faceți o idee. Mare, cu roșu. Ce am găsit în materie de costume bărbătești ieftine la APACA? Intersecția, așa, asta e intersecția, e ceva semaforic. Semafor pe pieton, ok, zona de autonomiață, costume. Pe scurt, am văzut foarte puține chestii de damă și mai puține chiar erau cu adevărat... Ok, bărbătești, așa, ca o paranteză. Ca o paranteză, am găsit cea mai bună roche de ocazie. Ok, costume. În materie de sacouri. Sacouri și costume pentru bărbați online. Pentru ce ocupați? Cunosc magazin. Nu, frate, e alt magazin. E Answer. What? E o alegere bună. Deci desfințează APACA ca să vândă Answer. What? Ce înseamnă costume bărbătești ieftine la APACA? Știu că vă interesează prețurile la costume. Da, da, nu suntem nebuniți. Cum m-a interesat și pe mine dacă încercăm să mă informez. Hop, prețurile. Porneau de la 250 lei pentru cele aflate la reducere. De obicei mai subțiri din cele de vară. Fiind în luna mea decembrie. Și maxim posibil a fost 900 de lei, dar costumul ăla cel mai scump era o adevărată bijuterie la banii ăștia. Majoritatea însă se învârteau între 400 și 600 de lei. În plus, găseai, virgulă, dacă voiai, virgulă, și piese separate. Pantofii tot din piele. Ia uite ce liniște e acolo. Întrerupem această liniște profundă pentru recitarea pe poveștii pentru copii cenușereasa. 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 Când se face cenușă, vine cenușereasa. Cenușereasa este ea. Când s-a făcut cenușă, cenușereasa. Cenușereasa. Imediat cum s-a făcut cenușă, cenușereasa. Cenușereasa. Întrerupem cenușereasa. Cenușereasa. Întrerupem cenușereasa pe cenușereasa, pe cea care scoate cenușă din sobă, cenușereasa. O întrerupem un pic pe cenușereasa ca să, pentru o știre din lumea modei stradale. Bărbați fără casă și rupți la 11:30 lumină soare sus, în acești Adidas atât de turbați, atât de retro, când ceva, niște pume de tendoaie, niște vansuri, am văzut ceva de speriat. Mă întreb, s-ar fi dus oare la 40, 50 de ani, 60, la un fel de petrecere din asta turbată și i-au dat atât de rău încât au rămas direct în pume? Și dacă da, e un motiv de bucurie sau de tristețe? Că există genul ăsta de petrecere, ar fi un motiv de totală bucurie. Să poți să te duci în niște Nike-uri turbate și să-ți dai atât de rău încât să ajungi să băzbănești 20 de ani mai târziu, imediat lângă un stâlp sau pur și simplu pe mijloc cu pieptul gol. Îl consider un motiv de sărbătoare. Cu ocazia acestei sărbători, urez numai binețe tuturor băieților care își dau lemn complet de să schimbă de chiloți în stația de tramvai, dar care rulează niște pume Adidas sau niște Adidas Nike sau niște Adidas. Fila, dacă ai prins unul cu fila, maxim direct să te duci să-l îmbrățișezi. Trebuie luat dus direct la APACA și dat 900 vârf.